investițiile în zona de AI în Google se întâmplă deja de foarte multă vreme. Cred că sunt undeva la 7 ani de când Google s-a declarat o companie AI focused. Search, Google Lens, sunt tehnologii care folosesc inteligența artificială în momentul de față și le folosim cu toții. Gmail are Smart Compose și Smart Reply. Google Docs, autocomplete. De când folosim autocomplete și nici nu ne dăm seama că îl mai folosim. Întâi s-a inventat mașina și abia ulterior am avut regulile de circulație rutieră. Exact același lucru se întâmplă și cu AI-ul. Ne învățăm. Oamenii se tem foarte mult că își vor pierde joburile. Un studiu pe care l-a făcut Google în Germania, care arată că, de fapt, companiile care folosesc inteligența artificială cresc, sunt mai profitabile și au nevoie să angajeze mai mulți oameni decât companiile care nu folosesc AI. Deci cumva pare să vină în contradicție cu temerea oamenilor. Avem o bază de date enormă de training, poți să te trainuiești pe ce vrei, pe ce vrei și ce consideri că este bun pentru tine. În Google este o mândrie faptul că produsele noastre sunt accesibile. O persoană care poate nu vede foarte bine sau o persoană care nu are alte tipuri de dizabilități. Bun găsit la podcastul Atik Talks. V-am pregătit o ediție mult mai captivantă și asta datorită invitatei noastre. Este vorba de Lavinia Neagoe, Director of Engineering and Bucharest Technology Site Lead la Google. Ea a venit la Chișinău pentru conferința AI și Big Data. Evident că nu am putut să ratăm această ocazie, să discutăm cu ea și să aflăm cum este viața la Google. Lavinia, bine ai venit la Atik Talks, podcastul nostru care de fiecare dată aduce diferiți invitați din domeniul tech. De data aceasta avem pe Lavinia de la Google, dar zic să te prezinți tu. Ce faci la Google și mai exact cum ai ajuns acolo, de ce nu? Bună, Marina, îmi pare bine de invitație, mulțumesc că și e pentru prima dată pentru mine în Chișinău și mă bucur să cunosc cât mai mulți oameni și mă bucur să fiu aici. Cum ai spus și tu, numele meu e Lavinia Neagoe, sunt Technology Site Lead la Google România, ceea ce înseamnă că mă ocup ca inginerilor din site-ul Google România să le fie bine și să aibă muncă care le place, să aibă un impact global în Google. Ce pot să-ți mai povestesc despre mine? În Google sunt de 3 ani de zile, am intrat în Google prin achiziția Fitbit. În România s-a dezvoltat la un moment dat un startup numit Vector Watch, care a fost achiziționat de Fitbit. Imediat ce a fost achiziționat de Fitbit, am venit în companie pentru a scala site-ul din România și apoi, ulterior, după 4 ani și jumătate, am fost achiziționați de Google și acum suntem parte din Google. Ca experiență pentru mine, am lucrat pe zona de wearables, deja lucrez de mai bine de 7 ani de zile. Înainte de asta am lucrat aproape 4 ani în banking și alte experiențe pe care le-am mai avut au fost în zona de telecom și în zona de automotive. Am schimbat destul de mult domeniu, dar cred că a fost consistența legată de tehnologie și tot timpul de a fi aproape așa de inovație și de lucrurile care se întâmplă groundbreaking în tehnologie. Super fain. Eu vreau doar să menționez, Google a intrat pe piața din România, anume prin achiziția la Fitbit. Cumva este o intrare clasică a multor companii mari care vin, fac un soi de cercetare pe piața locală și achiziționează o entitate existentă. Cum a fost procesul de achiziție, dacă voi l-ați simțit cumva ca echipă? Toate site-urile din Fitbit la momentul respectiv au simțit
oarecum procesul de achiziție. Cred că a fost foarte mult un focus și ambele companii s-au concentrat pe un match din punct de vedere cultural, pe o potrivire din punct de vedere cultural. O achiziție întotdeauna este de succes atunci când integrarea se face rapid, oamenii se adaptează foarte, foarte repede și de aceea trebuie să fie această potrivire culturală, ceea ce pentru cele două companii a fost și a fost de mare succes. Întotdeauna lucrurile pe care le-am văzut comune între Fitbit și Google au fost această efervescență pe partea de tehnologie și de a fi tot timpul first to market, de a inova și a avea produse noi. Și atunci, da, a fost o potrivire foarte bună și tranziția din Fitbit în Google a fost foarte ușoară, foarte lină, aș putea spune. Foarte bine că menționez de cultură. În Moldova, de fapt, abia recent s-au început o serie de achiziții a mai multor companii moldovenești, exact de către companii globale, mari, internaționale și, practic, la toate este componenta de transpunere, unde echipa trebuie să adopte fie o cultură nouă, fie în speranța că se mapează cât mai ușor. Anyway, let's get back to Google. Let's get back to Google. Și achiziția a făcut parte din viața la Google. Da, absolut, absolut. Vreau să ne oprim un pic la... Deci tu ai venit la Chișinău în cadrul conferinței pe AI și Big Data și vreau să vorbim despre AI și Big Data și mai exact ce faceți voi la acest capitol, inclusiv cu echipa din România, dar nu doar. Bun, acum pe zona de AI, Google, investițiile în zona de AI în Google se întâmplă deja de foarte multă vreme. Cred că sunt undeva la 7 ani de când Google s-a declarat o companie AI focused. Și de atunci au fost începute investițiile în acest domeniu. Sunt foarte multe proiecte din zona de AI la care lucrăm. Și sunt în diverse domenii. Sunt pe zona de climate and sustainability, healthcare, education. Sunt proiecte pe zona pur de research și aici îți dau exemplu. Când am citit despre acest proiect și am aflat despre el, mi s-a părut foarte important în sensul în care este un proiect care se numește AlphaFold. Proiectul AlphaFold a reușit să facă, să modeleze 3D 200 de milioane de proteine cunoscute la momentul acesta în lume. Da? Așa, și în fiecare zi se descoperă altele noi. Wow. Și echivalentul mapării uneia dintre proteine este echivalentul cu timpul petrecut de cineva într-un PhD. Deci îți dai seama cât de mare este impactul prin a folosi inteligența artificială în zona asta de cercetare și cum se folosesc acum, se folosește acest studiu mai departe. Una dintre utilizări care iarăși mi s-a părut foarte interesantă este faptul că se folosește de către cercetători pentru a dezvolta enzime care descompun plasticul pentru a ajunge la 100% reciclare. Sunt foarte multe lucruri și foarte multe proiecte în zona de inteligență artificială pe care le dezvoltăm. Sunt pe zona de agricultură, de exemplu, de a urmări recolte, să poți să ai o recoltă cât mai bună. Sunt în zona de crisis response, dezastre naturale, a le preveni și a le anunța dinainte de a se întâmpla. Aici este partea de inundații, de incendii. Foarte multe use case-uri. Dar sunt cumva careva use case-uri pe care Google deja le face public, le utilizează on a daily basis, adică în fiecare zi, fiecare utilizator Google are acces la soluții care se bazează pe tehnologie AI. O să-ți dau niște exemple pe care cred că le folosești și nici nu-ți dai seama că le folosești. Exact. În momentul de față, search cu Google, search, Google Lens, sunt tehnologii care folosesc inteligența artificială în momentul de față și le folosim cu toții. Gmail are Smart Compose și Smart Reply, Google Docs, Autocomplete.
de când folosim autocomplete și nici nu ne dăm seama că îl mai folosim, adică este acolo, e, deja îl folosim. Deci da, sunt foarte multe zone unde deja folosim AI și cred că au devenit o normalitate. Da. De funcționalitate de sumarizare, da, în, în documente. De curând mi-am dat seama că nu găseam sumarul pentru un anumit document și mi-a lipsit, adică, deși folosesc de 6 luni. Deci sunt lucruri care ne obișnuim ușor cu ele. Știi, binele te obișnuiești foarte repede. Ușor, da, chestia asta cu atunci când scriu un e-mail și dă niște sugestii care ar fi următoarele cuvinte. Deci eu m-am deprins atât de mult cu ea, încât efectiv de fiecare dată dau slide, mai fac unele rectificări, dar per general, oricum te deprins să nu mai scrii atât de mult, să faci skip la unele cuvinte, să mai ușurezi din viața noastră a tuturor. Foarte fain, foarte fain că se lucrează la aceste componente, dar ca să ajungeți voi și voi în România și Google la nivel global să lucrați pe zona de AI, face compania investiții în educația oamenilor pe intern și cum are loc acest proces, mai ales în contextul în care tehnologiile noi apar zi de zi. Și ca să poți să menții on that track, trebuie să faci ceva ca să te asiguri că ai cei mai buni oameni în staff, pe lângă recrutare clasică. Acum, da, sunt din punctul acesta de vedere, sunt multe inițiative de învățare. În primul și în primul rând, ai acces la foarte mult conținut, foarte mult conținut de training legat de domeniul inteligența artificială, dar și multe altele. Adică avem o bază de date enormă de training, poți să te trăinuiești pe ce vrei, pe ce vrei și ce consideri că este bun pentru tine. Dar da, inclusiv zona de inteligență artificială este una dintre ele. În momentul în care a pornit acest buzz legat de inteligența artificială, într-adevăr a fost mult mai vizibil în interiorul companiei și atunci au fost organizate tot felul de workshop-uri, oamenii care lucraseră deja de ceva vreme cu inteligența artificială au ținut astfel de workshop-uri către colegii lor și cred că unul din lucrurile cele mai importante în Google este faptul că ai acces întotdeauna la niște specialiști, la un coleg care este specialist într-un anumit domeniu și care a avansat în zona respectivă poate mai mult decât tine și părerea mea este o resursă extraordinară. Cred că asta e mai bună decât accesul la foarte multe cursuri, pentru că, să fim sinceri, inclusiv eu am achiziționat niște cursuri, nu o să mai zic numele platformelor și cumva uit de ele, chiar dacă ai achitat. Atunci când ai o persoană pe care, nu știu, poți să o atingi, să o bați la cafea, hai, explică, să lua cafea, îți povestește unele chestii, e mult mai palpabil decât cursurile propriu-zis. Da, acum cursurile sunt ceva care să te informeze, să-ți creeze o bază în momentul în care pornești o discuție cu cineva, să nu pornești chiar de la zero. Dar, într-adevăr, peste aceste cursuri online, cum am spus, workshop-uri, acces la colegi care poate au studiat mai mult în acest domeniu, poate au chiar un PhD în direcția respectivă, dar nu e numai asta. Eu cred foarte mult în on-the-job training. Da. Și în Google avem ceva care se numește 20% projects. Uh-huh. Și orice angajat Google poate să își ia un 20% project, 20% din timpul respectivei persoane să fie alocat pentru a face un proiect care nu este parte din core job. Și atunci, dacă vrei să-ți dezvolți o anumită abilitate, să înveți o anumită tehnologie, cauți un proiect în care să dedici 20% din timp și poți să mergi să înveți on the job. Pentru că, într-adevăr, poți să faci foarte multe traininguri, dar dacă ulterior nu folosești ce ai învățat, uiți foarte repede și atunci partea asta cu un proiect de 20% timp alocat te face și să exersezi cunoștințele pe care le-ai învățat și atunci să rămâi cu ele pentru mai multă vreme.
Altfel, sunt multe alte beneficii care sunt. Fiecare angajat are acces la un buget care poate să-l folosească pentru training, în ce direcție își dorește să se dezvolte. Sunt multe lucruri. Da, vreau să vorbim un pic și despre Big Data, pentru că noi știm că Google probabil are foarte multe date, nu că probabil, dar cu siguranță are foarte multe date. Dacă poți să ne povestești ce se face în segmentul de Big Data, inclusiv tu ziceai că lucrezi foarte mult pe componenta de wearables, cum, ce fel de echipe structurați în acest segment? Sunt specialiști de Big Data în România sau îi găsiți din afară? Noi, în Moldova, și o să dau un pic de context, abia se încep unele eforturi în jurul la Big Data, dar este o lipsă de experți pe acest segment. De obicei, companiile apelează la oameni din afara țării sau încearcă să identifice pe cei locali pe care pot să-i crească sub o formă sau alta. Da, acum specific pe zona de wearables și pe zona de Fitbit, modul în care Google a achiziționat Fitbit au fost niște condiții care au fost impuse de Uniunea Europeană, și anume de a nu folosi datele utilizatorilor în alte produse Google. Și atunci partea datele biometrice pe care le luăm de la wearables. Și atunci, practic, noi, modul, să zic așa, în care folosim datele în Fitbit, practic este exclusiv pentru Fitbit și pentru utilizatorii Fitbit. Și aici ce pot spune este că este o investiție foarte mare în zona de cercetare, inovație, pentru a vedea cum putem să folosim inteligența artificială astfel încât să oferim o experiență mai personalizată utilizatorilor noștri. Mi-a plăcut mai devreme o idee care a fost enunțată la conferință, și anume ca AI-ul să devină ca un companion care să te sfătuiască și care să vadă care sunt pattern-urile tale de somn, de exerciții, care este sănătatea ta, ritm cardiac și așa mai departe, și în funcție de asta să-ți dea diverse insights, diverse sfaturi legate de și bazate pe ceea ce colectează senzori. Deci astea sunt zonele, să zic, la care ne uităm, să combinăm date cu inteligența artificială și să devenim mai relevanți pentru utilizatorii noștri până la urmă. Ai menționat de UE, a impus unele chestii regulatorii. Crezi oare că, mă rog, despre asta vorbesc toți experții la nivel internațional. Uite, UE vine cu foarte multe directive și prin asta, de fapt, se stopează inovația. Ești cumva de acord cu această frază sau crezi că totuși e mai bine să avem reglementări clare, precise, inclusiv vis-a-vis de datele biometrice ale utilizatorilor și nu doar? Eu cred că este bine să avem aceste reglementări și Google, compania, susține de fapt toate aceste demersuri care se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Sunt parte cumva din Uniunea Europeană, prin aceste reguli, urmărește niște valori, care valorile astea se regăsesc și se transmit mai departe în produsele pe care le dezvoltăm, folosind aceste best practices, aceste guidelines, aceste reguli. Unul dintre exemplele pe care ți le pot da în mod direct este partea de accessibility, care, de exemplu, există la nivel european European Accessibility Act. Bineînțeles că noi suntem, ne supunem, să zic așa, acestor reguli, în același timp o facem cu mândrie. În Google este o mândrie faptul că produsele noastre sunt accesibile. Și putem să le facem accesibile tuturor, și aici sunt foarte multe lucruri care se iau în calcul în momentul în care te gândești la partea de accessibility. O persoană care poate nu vede foarte bine sau o persoană care nu are alte tipuri de dizabilități, și trebuie să te gândești la toate aceste cazuri. Și așa cum am zis,
folosim aceste reguli și o facem și cu mândrie. Foarte fain, foarte fain și probabil că ar fi fain mai multe companii să creadă astfel și, și să mândrească anume cu dezvoltarea produselor. De ce nu? Nu doar accesibile, dar care răspund la valorile pe care și le setează, atât cu ei, dar cred că și multe, multe alte zone precum Uniunea Europeană. Eu ziceam să mai discutăm un pic despre conferința care are loc astăzi și mâine. Știu că ai fost și una din paneliste, dar ai auzit și alte prezentări. Care ar fi niște concluzii de bază pe care le putem trasa la, nici nu la final, la mijloc de conferință? În mijloc de conferință. Ce am observat este că, într-adevăr, oamenii se tem foarte mult că își vor pierde joburile. Da. Și mi se pare un punct foarte bun faptul că s-a discutat în mod deschis această temere a oamenilor și sunt foarte mulți dintre cei care au participat, au prezentat modul în care folosesc inteligența artificială în companiile lor și cum, practic, și-au crescut profitabilitatea, și-au scăzut costurile și au fost și perspective arătate și cumva aici pot să partajez și eu această informație legat de un studiu pe care l-a făcut Google în Germania și în care arată că de fapt companiile care folosesc inteligența artificială cresc, sunt mai profitabile și au nevoie să angajeze mai mulți oameni decât companiile care nu folosesc AI. Deci cumva pare să vină în contradicție cu temerea oamenilor. Acum, în continuare, rămâne faptul că probabil aceste joburi nu sunt la fel cu ce știau oamenii dinainte și că trebuie să existe un proces de învățare, dar până la urmă cred că asta ne face pe fiecare dintre noi să creștem, ne face pe fiecare dintre noi să devenim mai buni la ceea ce facem dacă învățăm lucruri noi. Și atâta timp cât există, atât din partea companiilor, suport pentru angajații lor de a face trecerea și mi-aș dori să existe și din partea, public sector, autorităților, această susținere pentru a face tranziția și a învăța lucruri noi până la urmă. Sunt convinsă că o să fie de succes pentru cei care vor implementa tehnologia, bazat, bineînțeles, pe toate regulile pe care le cunoaștem până acum, ultimul dintre ele, acest European AI Act. Da, European AI Act rămâne un document de bază, cred eu, și cred că UE fiind una din primele țări care cumva a decis să reglementeze sub o formă sau alta inteligența artificială, cred că o să discutăm încă mult la capitolul ăsta, mulți ani. Da, e de lăudat inițiativa, dar sunt convinsă că va evolua pe parcurs, pentru că noi acum putem să ne gândim la tot ceea ce cunoaștem noi despre inteligența artificială, dar cu siguranță sunt acele unknown unknowns, lucruri la care nu ne gândim acum și nu ne dăm seama de ele și pe măsură ce vom implementa vor apărea și alte riscuri la care acum poate nu ne-am gândit, dar sunt convinsă că va evolua într-o direcție pozitivă. Am mai zis undeva chestia asta, dar eu sunt jurist de profesie și istoric vorbind, întâi s-au creat niște comunități, apoi s-au stabilit reguli. Întâi s-a inventat mașina sau căruța cu cai și abia ulterior am avut regulile de circulație rutieră. Exact același lucru se întâmplă și cu AI-ul. Ne învățăm, pe parcurs apar unele reguli, cu siguranță că vor fi dezvoltate și ulterior. O chestie care am văzut azi la conferință și a fost tare faină este în cât timp putem face unele activități, sau mai exact cât de mult poate fi redus timpul pe care îl ia o companie să întreprindă sau să facă o activitate sau alta, doar prin integrarea AI. De exemplu, de la 20 de zile la 3 ore. Productivitatea crește foarte mult și asta înseamnă că oamenii pur și simplu trebuie să-și refocuseze energia pe alte chestii care sunt mai interesante.
Da. Da, și cu siguranță se, da, cu siguranță se va întâmpla lucrul acesta și nu poate să fie decât în beneficiul nostru, al practic consumatorilor acelor produse, pentru că vor deveni mai rafinate, vor deveni mai personalizate. Și mai interesant. Eu zic pe final, dacă poți să împărtăși cu noi niște oportunități pe care le oferă Google, fie pentru startup-uri, companii sau oameni simpli care vor să învețe ceva nou, cred că ar fi fain să reușim să le punctăm aici. Da, o să enumăr câteva dintre ele, pentru că sunt foarte multe. Primele la care mă pot gândi, există programul Google for Startups, care este un program care se întâmplă la nivel de EMEA. Startup-urile se pot înscrie și pot beneficia de mentoring, coaching au acces la specialiști care cunosc produsele Google foarte în adâncime și atunci îi pot ajuta să dezvolte mai rapid tehnologie. Pe lângă programul Google for Startups, mai este programul Grow with Google. Programul Grow with Google are și în limba română o mulțime de traininguri în diverse domenii, deci nu sunt numai traininguri tehnice legate de programare, sunt și pe zone de marketing, sunt multe domenii care pot fi accesate de acolo și sunt în limba română. Până acum, peste 500.000 de oameni au folosit platforma respectivă. Deci sunt multe lucruri pe care le facem. De altfel, sunt și multe inițiative. Aici aș mai menționa una care mi este foarte dragă, aș putea spune. Este o inițiativă care se numește Mind the Gap. Este o inițiativă pornită de Google pentru a crește reprezentarea femeilor în domeniul IT. Și programul Mind the Gap se adresează elevilor, de fapt, deci de la o vârstă destul de fragedă, să spun așa, se adresează elevilor și mergem în școli, le povestim elevilor de securitate online, le povestim despre inteligența artificială. Mulți dintre ei rămân în program cu un mentor care timp de 6 luni îi susține și le răspunde la întrebări și îi ghidează în cazul în care își doresc să meargă către o carieră în IT, de exemplu, sau în tehnologie în general. Noi, în calitate de asociație, facem acest lucru în Moldova de peste 10 ani. Avem și o campanie de carieră, anume orientare în carieră în sectorul IT. Zilele astea a fost o ediție la Bălți și noi ce facem, luăm din companiile noastre membre, angajați care merg în școlile lor și povestesc cum e să fii în IT, cât de fain este și inclusiv încercăm să încurajăm mai multe fete și femei să ajungă acolo. Da, inclusiv pentru Moldova prin asociația AdFaber avem proiectul Eroi Internetului, Dar nu s-a gândit cumva Google vreodată să intervine inclusiv la nivelul de curricule școlare. Nu știu de ce, deci eu nu sunt atât de bătrână, dar la școală am învățat să scriu scrisori. Nimeni nu m-a învățat cum să scriu corect un e-mail, chiar dacă, sincer, în viața mea n-am transmis nicio scrisoare, pentru că n-am avut nevoie. Poate e cazul să fie inclusiv la nivel de curriculum de școală, introduse niște criterii de bază pe care trebuie să le cunoască oricine. Inclusiv cum să faci un search pe Google mai corect, cum poți scrie un e-mail corect și niște hinturi în acest sens și tot așa mai departe. Programul de care spuneam, Grow with Google, are aceste traininguri online care inclusiv pornesc și te învață lucruri mai de bază până la lucruri mai complicate. În zona aceasta educațională, întotdeauna am încercat să ne parteneriem cu sectorul public și în momentul în care am reușit să găsim un common ground, lucrurile au mers. Avem parteneriate foarte bune cu universitățile, cu academia și aici solicitarea pe care am primit-o și căreia cumva i-am dat curs a fost aceea de a ține workshop-uri în facultăți pe diverse teme.
și cu tehnologiile de la Google, pentru ca studenții să se familiarizeze cu tehnologiile și cumva să vadă un exemplu practic legat de ceea ce li se predă în facultate. Și astea sunt lucruri pe care în momentul de față în universitățile din România susținem diverse workshop-uri în parteneriat și la cererea Academiei și da, da. Ok, cred că asta va fi ultima întrebare legată de AI. Cum vezi tu că vor fi lucrurile? Peste 10 ani e complicat de zis, peste 5 ani în lume overall și utilizarea inteligenței artificiale în toate produsele pe care le dezvoltă companiile. Cum spuneam la început, sunt foarte multe domenii de aplicabilitate în momentul de față pentru inteligența artificială și domeniile care au nevoie foarte mult de procesare, de analiză, n-aș putea spune, nu neapărat procesare, de analiză de date, vor beneficia cel mai mult de zona de inteligență artificială. Vorbeam și de aspectul de a personaliza experiența și aici, de exemplu, ți-aș da exemplu e-commerce. Uh-huh. Da, cred că în 4-5 ani și cu siguranță și mai devreme decât atât, experiența noastră de a cumpăra online va fi mult diferită de ce este acum, bazat pe preferințele noastre, bazat pe pattern-urile de a cumpăra anumite lucruri. Și este unul dintre exemplele cele mai simple, dar mi-aș dori, de exemplu, sunt foarte multe proiecte în zona de healthcare. Aceste proiecte în zona de healthcare practic ajută doctorii să descopere boli mai devreme, ajută doctorii să deservească mai mulți pacienți și personal mi-aș dori ca aceste proiecte să fie implementate la o scară mai mare. În momentul de față sunt în faza de proiect și sunt în parteneriat cu diverse instituții de sănătate, dar cu siguranță pot fi extinse și pot deveni așa ca o a doua părere sau pe care doctorul să o aibă acolo în momentul în care își pune un diagnostic și vorbim de boli grele, cum sunt cancer și alte condiții medicale de genul ăsta. Eu cred că pe final putem să concluzionăm că probabil AI are cel mai mult potențial pe segmentul de sănătate și asta e ceea ce zic foarte mulți experți. Sănătate, research, sunt multe zone, dar da. Impactul asupra societății și deci impactul social cel mai mare aici, sănătate, educație, research, astea sunt cele care au impact cel mai mare în societate. Absolut. Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația la podcastul nostru și te mai așteptăm în Moldova și în Chișinău, de fiecare dată când avem evenimente noi, dar și la alte activități pe care le lansăm. Mulțumim mult! Și eu mulțumesc mult, mi-a făcut plăcere discuția și cu siguranță dacă îmi revin în Chișinău ne revedem. Mai decât. Mersi mult! Mulțumesc și eu!